Stimați prieteni, este o nouă ocazie să ne revedem. Suntem recunoscători Dumnezeului nostru pentru că ne-a păstrat cu viață și prin toate adversitățile vieții ne-a ajutat să trecem cu bine. Apreciez prezența dumneavoastră la această emisiune cu caracter religios și mă rog lui Dumnezeu să o facă folositoare pentru noi. Să se merite timpul pe care îl investim aici. Aș vrea să vorbesc cu dumneavoastră despre sărbători și despre ideea de sărbătoare în general. Însă subiectul predicii mele este competiția sărbătorilor. Sărbătorile în care au fost implicat Mântuitorul Iisus au fost un paradox. Prin faptul că au îmbinat bucuria cu durerea, fidelitatea cu trădarea,
prietenii cu dușmanii. Atunci când fac afirmația aceasta, mă refer în mod deosebit la sărbătorile din ultima parte a vieții umane a Mântuitorului când a fost pe pământ. Mă refer la sărbătoarea floriilor, adică intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim și declanșarea la ceea ce noi numim Săptămâna Mare. Apoi sărbătoarea morții Domnului Iisus, a învierii, a înălțării și așa mai departe. Deci când vorbim în mod deosebit despre Săptămâna Mare, Săptămâna Mare începe cu Duminica Floriilor și se încheie cu Duminica Paștelor. Începe cu Duminica Floriilor când Mântuitorul intră în Ierusalim și este aclamat de oameni, de populație, de copii. Este invidiat și urât de preoții cei mai de seamă, de cărturarii populației, de liderii națiunii în general. Urmează ziua de luni, marți și miercuri, joi seara Hristos este prins, toată noaptea este bătut, judecat, e implicat în trei procese religioase, apoi în trei procese civile. Primul proces religios este în curtea lui Ana, socru marelui preot Caiafa, al doilea este în curtea marelui preot Caiafa, apoi în prezența Sinedriului, adică a celor 71 de bătrâni care conduceau națiunea din punct de vedere religios, tribunalul religios al lui Israel, apoi încep procesele religioase Pilat, Irod și din nou Pilat. Și vineri după amiază la ora 3 este condamnat și răstignit. Bine, stă în mormânt ultima parte a zilei de vineri, vineri noaptea, sâmbătă, sâmbătă noaptea și prima parte a zilei de duminică, 3 zile și 3 nopți. Iar duminică este sărbătoarea învierii. Săptămâna aceasta se numește mare pentru că conține foarte multe evenimente majore, însă ele sunt contradictorii, de aceea am numit predica din această zi competiția sărbătorii. Am numit-o competiția sărbătorii pentru că, în primul rând, sărbătoarea aceasta este o sărbătoare a diferențelor. În ciuda faptului că nevoile spirituale ale oamenilor din Ierusalim în Duminica Floriilor, a intrării în Ierusalim, erau aceleași, oamenii au reacționat diferit. Unii l-au iubit, alții l-au invidiat. Unii l-au apreciat, alții au fost împotriva lui. Și priviți aici că sunt câteva lucruri care pun în evidență diferențele din cadrul acestei sărbători. În primul rând, nestatornicia, care este riscul evenimentelor. Duminica cântă și proclamă dumnezeirea lui Iisus Hristos și joi cer răstignirea lui. Este nestatornicie în opinie, în convingeri. Apoi, materialismul. Acesta este riscul valorilor greșite. Oameni care făceau business în templu, sinonimul bisericii de astăzi, cu gura vorbeau teologie și cu fapta făceau tot felul de lucruri păcătoase. Și individualismul, care este riscul competiției. Oamenii aceștia se comparau cu Hristos și îl invidiau. Preoții vremii îl urau pe Hristos pentru că el era superior lor, oamenii îl ascultau cu plăcere pe el, îl apreciau pe el. Oamenii vedeau în Hristos o persoană sinceră, cu inimă curată, transparentă, bine intenționată. El nu-i slujea pentru bani, el nu-i manipula, el nu-i folosea, el nu le vorbea și nu-i chema la el pentru ca să aibă ceva de câștigat și pentru ca să le ofere. De aceea oamenii l-au iubit pe Hristos. În timp ce preoții aveau o atitudine meschină, erau cu ochii după bani, aveau interese materialiste, nu făceau ceea ce spuneau, erau ipocriți și așa mai departe, dar nu numai preoții, și cărturarii, și fariseii, și străjerii templului, adică totalitatea liderilor vremii care în mod special erau lideri religioși. Al doilea element al sărbătorii, pe lângă diferențe, este sărbătoarea influențelor. Observați, vă rog, că tot ceea ce s-a întâmplat la Florii a fost influența unei categorii de oameni. Tot ce se întâmplă în Joia și în Vinerea Mare, când Hristos este arestat, judecat pe nedrept și condamnat la moarte și executat vineri la ora 3 după amiază, tot procesul acesta care se încheie cu executarea lui a fost influența unei anumite categorii de oameni din Ierusalim. De asemenea, ce se întâmplă duminică este influența lui Dumnezeu.
Observați că Biblia menționează în Evanghelia după Matei, capitolul 21, versetul 10, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea, toată cetatea și fiecare zicea și făcea ceva. Fiecare persoană din Ierusalim spunea ceva, dar lucruri diferite. Fiecare persoană din Ierusalim făcea ceva, dar lucruri diferite. Hai să-i privim mai întâi pe cei care au făcut lucruri bune și i-au influențat și pe alții să le facă. Observați, vă rog, că a fost o categorie de oameni care tăiau crengi din copaci și le așterneau pe drum sau le fluturau în cinstea intrării în Ierusalim a Mântuitorului în calitate de rege. Alții își așterneau hainele pe jos. Era modul în care oamenii aceștia își exprimau respectul și aprecierea pentru Hristos, pe care îl socoteau Fiul lui Dumnezeu sau un mare învățător. Apoi mulțimea ucenicilor au lăudat pe Domnul strigând. Observați, oamenii care l-au apreciat pe Hristos duminica nu au fost preoții cei mai de seamă, nu au fost fariseii norodului, nu au fost cărturarii, nu au fost liderii poporului. Aceștia nu l-au suportat pe Hristos niciodată. Au văzut în el un oponent, un concurent prea înalt pentru ei. Cine l-a aclamat în Duminica Floriilor pe Hristos au fost mulțimea ucenicilor. Apoi, copiii strigau în templu, copiii cu inima lor inocentă și curată s-au bucurat de sărbătoarea aceasta și de atenția pe care Hristos le-a dat-o. Hristos i-a binecuvântat, s-a rugat pentru ei, Hristos i-a luat în brațe, le-a dat atenție, le-a dat valoare, lucru foarte important pentru un copil. Iată dar că în ziua floriilor nu preoții au cântat. Nu farisei au cântat, nu saduchei au cântat, nu preoții cei mai de seamă, nu cărturarii, nu liderii națiunii, aceștia au fost invidioși. Aceștia au mustrat populația pentru că îl primesc cu sărbătoare pe Hristos. Biblia ne spune că norodul îi sorbea cuvintele de pe buze. Publicul larg l-a apreciat pe Hristos, ucenicii lui Hristos l-au apreciat, copiii l-au apreciat pe Hristos, dar liderii națiunii nu l-au apreciat niciodată. Dimpotrivă, Biblia ne spune că au fost câteva categorii de oameni care l-au urât în timp ce copiii, ucenicii și publicul larg l-au apreciat. Priviți care sunt aceștia. Hristos a intrat în templu și comercianții de animale și schimbătorii de bani care transformaseră templul, casa lui Dumnezeu de rugăciune, într-un loc de afaceri unde câștigau bani. Hristos i-a mustrat și i-a dat afară din templu. Imaginați-vă că oamenii aceștia aveau o licență de profesarea meseriei lor. Tarabele care le întinseseră în templu să facă schimb valutar, să vândă porumbei, animale care urmau să fie sacrificate pentru jertfele din templu, ei aveau licență cumpărată de la preot. Imaginați-vă că a trebuit să mituiască, să plătească pentru asta. Și acum Hristos a venit să-i dea afară, le-a stricat business-ul. Oamenii aceștia nu-l puteau suporta pe Hristos. Mai mult de atât, imaginați-vă că din toată populația Ierusalimului, oamenii care au ajuns să aibă tarabă, exchange, casă de schimb voluntar în templu, erau numai rudele preoților, numai prietenilor apropiați, acoliții lor, oamenii care le dăteau sume consistente de bani pentru ca să primească licență de magazin, de shop, de tarabă în templu. Ei, oamenii aceștia l-au urât pe Hristos pentru că și-au dat seama că Hristos o să-i dea afară și le strică business-ul. Mai mult de atât, preoții cei mai de seamă și cărturarii, văzând vindecările și cântările ucenicilor, ale copiilor și ale publicului larg din piață, l-au urât pe Hristos pentru că lua slava lor, ei nu mai erau apreciați, ei erau puși în umbră. Niște oameni orgolioși, niște oameni vanitoși, niște oameni cu o inimă mică. Scriptura continuă și ne spune că fariseii au eșuat în intenția lor de a atrage mulțimea de partea lor. De asemenea, preoții cei mai de seamă l-au influențat pe Iuda să-l trădeze pe Hristos și l-au mituit, i-au dat 30 de arginți. Mai târziu au încercat să-i mituiască pe soldați când aceștia au venit și speriați au spus: nu mai e trupul lui Hristos, piatra de la ușa mormântului e dată la o parte, sigiliul e rupt și trupul neînsuflețit al lui Hristos nu mai este acolo. Ei au spus: nu nicio problemă, nu veți speriați, o să îi mituim noi pe șefii voștri, nu o să vă certe, să fiți liniștiți. Oamenii aceștia au influențat autoritățile ca să nu facă investigații în legătură cu învierea Domnului Iisus, tocmai pentru ca să nu promoveze faptul că Hristos a înviat, promovând o minciună că ucenicii au venit și au furat trupul Domnului. Stimați ascultători, ce am vrut să spun? Am vrut să spun că există o competiție în închinarea și în sărbătorile religioase în care a fost implicat Hristos. Pentru că cei mai mulți oameni, oamenii sinceri, oamenii obișnuiți,
Copiii, oamenii cu inima curată, l-au iubit pe Hristos, dar liderii națiunii au văzut în el un concurent care urma să le ia votul, să îi învingă în alegeri, o persoană care primea simpatia și aprecierea publicului larg, și oamenii aceștia, având o inimă mică, au fost așa de invidioși. Și diferențele acestea între oamenii care l-au urât pe Hristos și oamenii care l-au iubit pe Hristos au fost evidente în cadrul sărbătorii. Mai mult de atât, în sărbătoarea aceasta au existat anumite influențe care s-au manifestat prin mișcări populare, prin mișcări de mase. Apoi, a existat o sărbătoare a restaurării. În cadrul acestei sărbători a existat restaurare. Biblia ne spune că primul lucru pe care Hristos l-a făcut când a ajuns în Ierusalim, a mers în templu. Permiteți-mi să fac o paranteză și să vă întreb. Care este primul loc pe care îl vizitați într-un oraș nou? Biserica? Care este prima carte pe care o citiți într-un oraș nou? Biblia? Care este primul lucru pe care îl faceți într-un oraș nou? Rugăciunea? Care este prima persoană la care vă gândiți când vă treziți de dimineață? Dumnezeu? Care este primul proiect pe care vi-l propuneți dimineața când vă treziți? Să faceți ceva bun pentru împărăție? Vedeți? În felul acesta ar trebui să ne evaluăm viața și să constatăm că prioritățile și valorile noastre sunt absolut diferite de ale lui Dumnezeu, în timp ce pretenția noastră este că vom moșteni cerul. Cât de pertinentă este pretenția aceasta? N-aș vrea să vă descurajez, vreau doar să vă spun că trebuie să ne schimbăm viața. Trebuie să citim Biblia și să constatăm că Dumnezeu ne iubește, a murit pentru noi, este gata să ne ierte, să ne primească, însă prezența sa ne va schimba mintea, ne va schimba convingerile. Vom fi oameni care ne vom defocaliza de pe plăcerile vieții care ne-au obsedat până astăzi și ne-am vândut sufletul și l-am trădat pe Dumnezeu și am avut conflicte în familie și ne-am cheltuit banii prostește și copilărește și ne vom concentra pe lucrurile sfinte, pentru că îmbătrânim, ni se epuizează viața și mergem în rai sau în iad, în locul pe care ni l-am pregătit. Hristos, primul lucru pe care l-a făcut când a intrat în Ierusalim, a fost să meargă în templu și a stabilit în primul rând identitatea templului și în al doilea rând scopul templului. El spune că identitatea templului este să fie casa lui Dumnezeu și le reproșează oamenilor de acolo, schimbătorilor de bani, vânzătorilor de animale, preoților celor mai de seamă, fariseilor, cărturarilor, că au transformat-o într-o casă de tâlhari. Atunci când spune casă de tâlhari, se referă la lucrurile nedrepte, necinstite, neomenești, lipsite de integritate și de morală, care se săvârșeau sub ochii lor și sub oblăduirea lor în templu. Aceea trebuia să fie casa lui Dumnezeu, să aibă demnitatea lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu, obiectivele lui Dumnezeu, scopul lui Dumnezeu. Și ei au făcut o casă de business, o casă de afaceri, o casă de... O casă în care câștigau celebritate, faimă, o casă unde aveau avantaje materiale, o casă unde primeau aprecieri. Au luat slava lui Dumnezeu și au transformat-o, au transferat-o asupra lor, făcând-o slava lor personală. Dar nu numai identitatea a stabilit-o Hristos, a restaurat-o Hristos, dar și scopul. A spus el, identitatea este casa lui Dumnezeu, dar scopul este casă de rugăciune. În locul acesta oamenii trebuie să vină să se roage lui Dumnezeu, nu să se roage de voi. Oamenii trebuie să se închine lui Dumnezeu, nu să se închine la voi. Oamenii trebuie să-L adore pe Dumnezeu, nu să vă lingușească pe voi, pentru ca să primească anumite favoruri, care de fapt sunt responsabilități și obligații de serviciu pentru voi. Sărbătoarea aceasta a floriilor, pusă în paralel cu sărbătoarea morții și învierii Domnului Iisus Hristos, creează un context în care vedem diferențe. Oamenii sunt diferiți, unii înjură, alții se roagă, unii fur, alții dăruiesc. Unii îl blesteamă pe Dumnezeu și nu cred în el și alții îl adoră și trăiesc pentru el. Scumpii mei, de aceea există iad și rai, pentru că există diferență între oameni. Oamenii nu merg în iad pentru că sunt buni, ci pentru că îl renegă pe Dumnezeu, pentru că nu cred în el, pentru că îl batjocoresc, pentru că își fac de cap, pentru că trăiesc, calcă pe pământul lui Dumnezeu și respiră aerul lui și îl înjură. De asemenea, sărbătoarea aceasta este o expresie a influențelor, liderilor care manipulează masele. Sărbătoarea aceasta însă este și o expresie a restaurării. A restaurării pentru faptul că Domnul Iisus a intrat în templu și i-a restaurat identitatea, este casa lui Dumnezeu și i-a restaurat scopul, este casa de rugăciune. Biserica nu trebuie să fie loc pentru ceremonii. Biserica este casa lui Dumnezeu. Când intri acolo, trebuie să te întâlnești cu El. Trebuie să-i vezi maestatea, excelența. Trebuie să-i cazi la picioare într-o atitudine sinceră a inimii de închinare.
și trebuie să fie o casă de rugăciune. În templu trebuie să mergi să te închini, să meditezi. Nu să faci anumite mătănii care nu te schimbă cu nimic. Uitați-vă în cartea aceasta și nu veți găsi nici de cum în ea, de la prima până la ultima filă, lucruri pe care astăzi oamenii le fac orbește, fără să înțeleagă logica lor. Dacă nu aveți o Biblie personală în care să descoperiți voia lui Dumnezeu, stimați prieteni, dragi creștini, vă invit să aveți libertatea să sunați la numărul de pe ecran și veți primi în dar o Biblie. În ea veți descoperi care este voia Creatorului și care este perspectiva noastră veșnică. Sărbătoarea aceasta însă este și o sărbătoare a lacrimilor. De ce? Pentru că în timp ce oamenii l-aclamau și cântau la intrarea sa în Ierusalim, Hristos plângea. De ce plângea? El ne spune că de pe deal, coborând înspre oraș, plângea gândindu-se la consecința modului de viață al oamenilor. De ce a plâns Hristos? Biblia ne spune că a plâns și în timp ce plângea a spus: voi nu cunoașteți lucrurile care puteau să vă dea pacea. Care sunt lucrurile care puteau să le dea pacea? Hristos. El este pacea noastră. El însuși afirmă: am venit să vă dau pacea și nu cum o dă lumea. O pace care este bazată pe lucruri care astăzi le ai, mâine le pierzi, ți le fură hoții sau datorită crizei pur și simplu ți le ia banca. Însă pacea pe care ne-o dă Hristos ne-o putem însuși doar prin credință în Dumnezeu, doar prin pocăință față de păcat și doar prin ascultare față de Domnul. De aceea Hristos ne spune: nu ați cunoscut pacea pe care puteam să vă dau și nici vremea în care ați fost cercetați. Ce înseamnă vremea în care ați fost cercetați? Atunci când părinții ne mustră și ne învață, e o vreme în care suntem cercetați. Atunci când dascălii de la școală încearcă să implice în viața noastră procesul educațional și cel care ne formează ca indivizi autonomi, în stare să ne câștigăm existența pentru noi și familia noastră, ei ne formează, ei ne cercetează. Tot la fel Dumnezeu ne cercetează atunci când medităm la viața veșnică, când citim în Biblie, când ascultăm un mesaj cu caracter religios. Dumnezeu ne cercetează inima, Dumnezeu vine la noi, Dumnezeu încearcă să ne vorbească și despre o altă dimensiune care e dincolo de pământ, deasupra pământului, cu care ne identificăm prin plăcere și prin interesele noastre așa de mici. E o sărbătoare a lacrimilor, florile, pentru faptul că în ciuda florilor, în ciuda cântecelor, Hristos plânge. Ce paradox, oamenii cântă și Hristos plânge. Și astăzi este la fel. Uitați-vă la deșanțarea socială, la destrăbălarea care cuprinde astăzi națiunea, în timp ce Dumnezeu plânge. De ce plânge? Plânge pentru copiii care sunt omorâți înainte să se nască și li se ia dreptul să trăiască, să se întoarcă la Dumnezeu și să-L onoreze pe El. Dumnezeu plânge, plânge pentru că oamenii s-au izolat de El, oamenii s-au îndepărtat de El, oamenii vor individualitate, separatism de Dumnezeu, oamenii sunt obosiți de Dumnezeu. Oamenii vor plăcere, oamenii vor circ, oamenii vor bani, oamenii vor alcool, tutun, droguri, oamenii vor aventuri păcătoase și Hristos plânge. A plâns atunci și plânge astăzi. A plâns pentru aceia și plânge pentru aceștia. Dar, în încheiere, vreau să vă spun că sărbătoarea aceasta are consecințe. De aceea trebuie să vorbim nu doar de diferențele sărbătorii, nu doar de influențele și restaurările sărbătorii, nu doar de lacrimile sărbătorii, ci și de consecințele sărbătorii. Uitați ce spune Biblia. Vor veni crize, neajunsuri, dureri și probleme. Familiile și națiunea va fi distrusă. Toate acestea sunt consecințe escatologice la care noi ne gândim cu groază. Anul 2012, probabil. Însă nu știu sigur când, dar știu sigur ce. Consecințele vor fi pe măsura necredinței pe care oamenii o au în inima lor. Nu vrei astăzi să te pocăiești? Adică să te căiești de răul făcut și să te întorci la Dumnezeu? Să-ți deschizi inima prin credință pentru Dumnezeu? Să-L lași pe El să-ți schimbe viața? Să pună în sufletul tău alte valori? Să devii un alt om? Să ai alte perspective? Aș vrea să ne rugăm împreună dacă simți să faci lucrul acesta. Tată care ești în ceruri, îți mulțumim pentru cuvântul plin de dragoste pe care ni l-ai dat. Mulțumim pentru șansa iertării. Mulțumim pentru Hristos pe care ni l-ai oferit. Și a fost în lumea noastră și noi l-am batjocorit, l-am lovit, l-am condamnat la moarte și l-am executat. Doamne, ne cerem iertare. Ne cerem iertare pentru păcatele celor de atunci, pentru păcatele noastre acum. Ne cerem iertare, Doamne, pentru păcatele membrilor familiilor noastre și cerem să ne ierți. Cerem să ne acorzi o nouă șansă, să ne binecuvintezi, să devii stăpânul caselor noastre, al vieților noastre,
al viitorului nostru. Ia în mâna ta oamenii aceștia, rezolvă problemele lor, iartă păcatele lor, vindecă bolile lor, întărește bătrânețele și neputințele și slăbiciunile lor și binecuvintează-i de dragul Fiului Tău Iisus care a murit pentru noi. Îți mulțumim că ne asculți, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Și împreună să spunem amin. Până data viitoare când ne vom revedea, vă sugerez să citiți Biblia, să vă rugați și Dumnezeu din ceruri care ne e Tată să fie cu fiecare dintre noi. Mai este loc, mai este loc.